Mă uitam pe Instagram și am remarcat faptul că eu și Adina suntem singurele care am rămas fără dinți de aia de Hollywood, de aia de nu te mai uiți la ceva la de fața omului. Deci dinți aia de toți banii, practic. Da. Domnule Pastor. Facete, da. Noi nu avem. Nu, noi nu avem. Am rămas singurele fără dinți. Da. Și după ce am discutat în deschiderea emisiunii despre sex, după ce am trecut la ghimbir, acum am invitat-o alături de mine pe o specialistă să vorbim despre dietă. Este vorba despre prietena mea de o viață, Carmen Brumă, care tocmai a scos un alt program super interesant despre care ne va vorbi chiar astăzi. Bine ai venit, Carmen, bine ai revenit! Mulțumesc, bine v-am găsit, întotdeauna e o plăcere să vin aici, m-am obișnuit, e ca la mine acasă. Mă bucur! Și mă gândesc că de-aia nici mi-a dat niște căști, nu? Că m-am gândit că mi-au singură. Nu ți-am dat căști, dar oricum căștile ție nu-ți vin, că tu ai foarte mult păr și nu-ți stau căști. Așa, și acum mi-am luat tot părul de acasă. N-am lăsat nimic. Da, dacă ții tu minte, când ai venit la noi ultima oară, ți-am dat calorifer să-ți usuci șosetele. Așa e, da, mulțumesc. Am apreciat foarte mult. Am apreciat foarte mult chestia aia. Acum nu mai am nevoie de calorifer. Trebuie să le spunem prietenilor noștri că până să vorbim despre dietă, tocmai ne-ați surprins așa, chiar ne-ați luat prin surprindere, pentru că noi vorbeam despre dinți. Da, remarcam, ne uitam pe Instagram și remarcam faptul că am rămas singurele, să zicem, din peisajul ăsta monden, care nu avem fațete, pentru că toată lumea apelează la varianta asta, care recunosc e una spectaculoasă. Da, e frumoasă, da. Da, îți ia ochii, nu te mai uiți la altceva, exact. În momentul în care omul ăla vorbește sau zâmbește. Dar dezavantajul este că dacă nu-ți mai permiți, dacă dispar fațetele de pe lumea asta la un moment dat, tu vei arăta ca un rechin. Da, da. Exact. Adevărul că e destul de costisitor. Bun, trebuie să-ți alegi cu. Și îți afectează clar dinții tăi naturali, calitatea lor. Dar hei, spuneam că noi nu avem zâmbet de Hollywood, noi avem zâmbet de Bollywood. Da. Sunt mult mai mulți viewers și zic că Bollywood este. Da, da, și acolo e pe bază de fațete. Da, 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 e și acolo. Dar lăsând fațetele la o parte. Așa mă gândeam și eu. Ce facem noi cu Super Silueta de Plajă? Serioasă. Da, ce facem cu Super Silueta de Plajă? Da, mă bucur. Carmen, știu că acest program pe care tu l-ai scos are deja un succes nebun. Știu lucrul ăsta ca prietena ta, însă vreau să îmi spui așa, de la început, cum de ți-a venit ideea de a scoate atât de repede un program și mai eficient decât precedentul? Pentru că eu l-am încercat pe amândouă, de asta spun și mai eficient. Da, sunt foarte mândră și încântată și onorată și copleșită de entuziasmul cu care a fost primit acest program, care se numește Super Silueta de Plajă by Carmen Brumă și care este un program online pe care îl găsiți pe carmen-brumă.ro la prețul de 53 de lei. Completați acolo tot ce trebuie să completați. Dacă sunteți din afara țării, treceți un județ din România ca să nu fie probleme și adresa de mail scrisă corect, mare atenție, și să fie una funcțională. Și în foarte scurt timp vă vine programul pe mail. Ce primiți pe mail? Primiți o dietă în format PDF, un regim alimentar, de fapt este o mini-carte, o carte, da? Pentru că ea este editată exact ca o carte, cu copertă, are vreo 100 și ceva de pagini, cu rețete, cu sfaturi, pe lângă acest meniu concret de 4 săptămâni cu 3 mese. Este un îndrumar în toată regula. Da. Nu ai cum să ratezi. Dacă vrei să slăbești și te tot cauți motive, de data asta nu ai cum să ratezi. Da, și pe lângă asta, tot în același mail, primești 5 antrenamente sub forma unui link, 5 antrenamente plus încălzire și stretching, antrenamente care au următoarele caracteristici, următoarele avantaje. 1. Ele pot fi făcute oriunde, inclusiv într-o cameră de hotel, într-un spațiu restrâns, nu ai nevoie de niciun fel de echipament suplimentar. 2. Niciun antrenament nu durează mai mult de 20 de minute. În 20 de minute, hai să zicem plus încălzire, plus stretching, plus așa, maximum 30 de minute cu duș, ai terminat capitolul mișcare sau, mă rog, antrenament în ziua respectivă. și o faci în confortul propriei tale case, fără să se uite nimeni la tine, cu mine făcând odată cu tine și dându-ți toate indicațiile astfel încât să nu greșești, să nu te accidentezi și să nu te plictisești. E un material video filmat la cea mai bună calitate. Eu am folosit, am avut norocul să lucrez cu o echipă de profesioniști, cu camere, tot acest antrenament a fost filmate cu camere de performante, cu care se fac filme, cu lumini de cea mai bună calitate. Exact, da. Da. Și ce mi se pare foarte interesant de subliniat la aceste antrenamente pe care eu le-am încercat. Da, trebuie să vă spun că Adina a fost unul dintre cobai. Da, și la dietă, și la antrenamente și mulțumesc tare mult pentru asta și mulțumesc că... Și eu îți mulțumesc că îmi faci programe pentru slăbit. Da, da, da. Ea este prima care le încearcă de fiecare dată și la asta a reacționat foarte bine. E unul dintre programele la care Adina, care, mă rog să zicem, are un metabolism cu care s-a jucat cam prea mult. Și tocmai, și chiar putem să spunem că m-am căptușit cu, după naștere, cu tiroida aceea, tiroidita care este la modă și care se numește Hashimoto, știi? Da, lucrul ăla de l-am în comun cu Gigi Hadid. Da, da, da. Dar care pe mine mă duce spre hipotiroidie, ceea ce mă face să am metabolismul și mai... Da, adică are un metabolism lent, are și această condiție, să zicem, deficiență, problemă hormonală, dar s-a și jucat, adică trebuie să ne spunem că s-a și jucat cu metabolismul ei, care n-a fost așa, da. Exact, care n-a fost așa, a avut în tinerețile ei un metabolism brici. Da, da, da. Între timp și-a bătut un pic joc de el și să zicem, da, că reacționează mai greu. Adică pentru mine e un etalon, e un cobai foarte bun, pentru că dacă ea reacționează, atunci înseamnă că restul lumii... Ce voiam să spun referitor la aceste antrenamente, mi se pare foarte interesant faptul ca iubitoare de sport, da, am făcut și fac la modul amator tot felul de clase de aerobic, mă duc la fiare, mă duc la crossfit, la fiare așa generic vorbim. Și am auzit de-a lungul timpului părerea unora care spun, păi acasă nu prea pot să mă antrenez, ce să fac eu în jumătate de oră, nu se vede. În momentul în care am făcut aceste antrenamente și ți-am fost cobai, ți-am spus sincer, hai, las-o mai ușor, că eu îmi vorbesc de oameni, că sunt foarte eficiente. Și, într-adevăr, pentru cârcotașii care ar spune jumătate de oră acasă, nu știu dacă este suficient, hai să faceți antrenamentele și exact, după aceea discutăm. Am primit reacția asta, uite, pe grupul de Facebook, pentru că, mă rog, asta, uite, am uitat să spun, că pe lângă ce primești pe mail, dieta și antrenamentele, primești și accesul într-un grup de Facebook restrâns, unde sunt doar oamenii care urmează programele mele. Și acolo am și tot felul de cadouri pentru ei, giveaway-uri, live-uri, tot felul de sfaturi concrete și prima reacție a celor care au luat Super Silueta de Plajă și au început să facă, s-au uitat întâi la antrenamente normal, te uiți prima dată să vezi ce conțin videourile respective. Reacția a fost... dar sunt ușoare, mă, dar nu, foarte ușoare, sunt prea ușoare pentru mine, eu nu știu dacă o să simt ceva, Carmen, nu știu, pot să mai fac și 300 de kilometri de alergare și... Bine, și le-am spus, da, bine, hai, uite, fă-le și după aia mai vedem. Și după aia toate reacțiile erau, vai, nici nu mai pot să merg, vai, nici nu mai pot să... Da, ce drăguț. Da, da, da. A fost foarte, foarte simpatic, chiar am filmulețele cu reacțiile Adinei. După ce îi trimiteam, că eu mă filmam în casă și făcând exerciții și am, uite, hai, te rog frumos, încearcă și tu să faci asta în atâtea serii. Și Adina, copilul care făcea și el siluleta. Exact, Super Silueta, așa zice. Super Silueta. Da, filmul alerga prin casă și făcea, mă imita pe mine și zicea, Super Silueta de Plajă. Așa a rămas numele. Să-i trimitem Adinei Halas. Da. Că Vlăduț mie nu-mi spune niciodată Adina. Îmi spune Adina Halas. Adina Halas. Păi te respectă. Da, cât de dulcele și... Și mai nou știi că eu sunt vecina lui. Da. Și taică-s-i vecinul lui. Da. Nu mai sunt. Așa a zis la grădină. Da, da, vine, mergem la grădină și îi zice că bună Vlăduț, ai cam întârziat astăzi, hai bine, te-a adus mami? Și el zice, nu m-a adus mami, m-a adus vecina mea, Carmen. Și vine să mă ia vecinul meu, Mircea. Se distrează foarte tare asta. Dar de unde vine chestia asta? Nu știu, nu știu, cred că a văzut ceva pe undeva un filmuleț, da. Și în parc, mergeam și așa, o doamnă tare drăguță zice, vai, ce seamănă cu mami. Și el zice, nu, seamănă cu vecina mea, Carmen. Okay, deci, suntem în, da, în perioada vecină. Genial. Știu că îi plac, a făcut o obsesie pe niște paste anume și nu mai iese din ele, nu vrea să mănânce alte paste. Da, ravioli, ravioli. Da, și sună foarte bine. Da, sunt niște paste integrale bio în formă de fundițe și el zice ravioli. Și avem așa, ravioli de dimineață, ravioli de prânz și ravioli de seară. Da. Interesant. Și alte paste nu, că sunt urâte. Da, acum sunt urâte. Astea sunt paste frumoase și toate celelalte sunt urâte. Dar și numesc frumos ravioli. Aș vrea să mănânc ravioli. Da, bine, da, îi place și lui. Bine, am găsit o modalitate astfel încât să îi pun acolo 2-3 paste să le vadă. Exact. Și de fapt mănâncă ce vrei tu. Divers, dar mănâncă ce vreau eu. Doar mama e creatoare de programe de slăbit, e cu viața sănătoasă, adică... Așa, să revenim la antrenamente. Carmen făcea antrenamente în casă. Așa, da, făceam antrenamente în casă și le puneam cap la cap, pentru că eu am lucrat mult la aceste combinații, pentru că nu sunt exerciții nici ușoare, dar nici grele. Sunt exerciții complexe care necesită atenție, concentrare, implică mai multe grupe musculare, te ajută să îți dezvolți și alte calități și alte lucruri de care ai tu nevoie în viață, nu doar musculatura. Uite, de exemplu, am un antrenament care targetează zona pelvină, zonă care creează probleme femeilor, mai ales după vârsta de 30 de ani, din cauza schimbărilor hormonale, dacă ai avut și o naștere, lucrul ăsta zona aia să zicem că se degradează. Și atunci tu trebuie să preîntâmpini această degradare cu exerciții specifice. Există un antrenament care are și această, targetează și această zonă. Și revenind la subiect, eu, mă rog, le schimbam, le răsuceam, mai făceam, mai adăugam, mai scoteam și de fiecare dată îi trimiteam Adinei, mă filmam și îi trimiteam Adinei. Ziceam, băi, ia fă 20 de repetări din asta de 3 ori, vezi cum le simți, spune-mi, ți-e pare greu, ți-e pare ușor, hai că am mai adăugat o mișcare. Și Adina le făcea săraca de fiecare dată și îmi trimiterea zicea, bă, Brumă, ia bagă-ți mințile cap, nu mai pot, bărene, mă omori, nu mai, gata, hai, nu, ăsta e excluse, nu mai pot, am și o treabă. Da, și 15, nu, pune și tu 15 repetări, 2 exerciții. Exact, vrei să mor, cum 15 repetări. Da, și erau foarte haioase reacțiile. Și chiar, da, eram concentrată să fac mișcarea așa cum trebuie. Dar, într-adevăr, proiectul acesta a ieșit minunat. Îmi place mult mai mult decât celelalte proiecte ale tale. Îți spun și de ce. Pentru că mi se pare că pozele și tot setup-ul, mă refer strict la imagine, este mult mai spectaculos. Da, mulțumesc. Mai colorat, așa, da, mai... Ți-am văzut mai multă piele. Mie mi-a plăcut. Și mi se pare că e cel mai complex, dacă pot să spun așa, programul meu. A fost o desfășurare de forță. Adică ședința foto pentru coperta programului a fost făcută cu cei mai buni specialiști. L-am avut pe Marius Bărăgan, care a făcut fotografiile, care e cel mai bun fotograf din România. L-am avut pe Cristi Pascu la păr, la hairstyling, la Oana Busuioc, care s-a ocupat de machiaj, tu care te-ai ocupat și de styling și de making of. Asta săraca lângă mine o zi întreagă, pentru că am făcut filmările undeva, într-un loc spectaculos aici lângă București, la Corbeanca, unde sunt foarte multe piscine, la terme. Sunt... E o vegetație din asta luxuriantă, palmier, ai senzația că ești... Cadrul ideal pentru acest proiect. Da. Și după aia ne-am mutat în studio la Marius Bărăgan, adică o zi întreagă nu am făcut altceva. Și chiar puteți să vedeți making of-ul făcut de Adina, filmat și montat de acest mini-tehnicus în viață. Credeți-mă. Alter ego. Da, nici nu trebuie să faceți, o chemați la nunți, botezuri, cumetrii. Vine, are 7 telefoane, 3 lumini, asta, totul face singură. Nu vine cu cineva, ea singură, montează, filmează, vă face și prezentarea, ce vreți voi. Da, pentru tine cu tot dragul, pentru că te văd într-un anume fel și mi-e ușor să mă exprim. Cineva m-ar încurca, știi, dacă ar fi lângă tine. Auziți că a zis că să nu chemați. Uite, ce-mi place mie foarte, foarte mult la acest program, îți spun sincer, așa, că durează 4 săptămâni față de cel de 6. Da, și știi că cel de 6 m-a încurcat, 6 săptămâni s-a părut mult de dietă. Da, știi că după 3 săptămâni cedez. Da. E, aici la astea 4 le-am dus. Bine, după aia am pus la loc kilogramele. După aia a plecat Adina în vacanță, a zis, am nevoie de o vacanță, nu mai pot cu super siluleta asta. Vacanță, da. Îmi place foarte mult că durează 4 săptămâni și știi ce? Am mai observat că un avantaj, e considerat un avantaj faptul că are doar 3 mese pe zi. Da. Celelalte programe ale mele au și gustări incluse. Ăsta are doar 3 mese pe zi, pentru că sunt mulți oameni care mi-au spus că nu pot să-și ia sau că le e mai greu să-și ia și gustările și că nu cumva îi încurcă, pentru că oricum... Așa știi că nu mai dăm și aia a fost. Și în acest program ai 3 mese pe zi și o gustare opțională în zilele, în situațiile în care îți este foame și ai o listă din care poți să alegi. Doar atunci când sau dacă ești un bărbat. Sau dacă ești un bărbat, da, la, există niște... Da, în regulile generale, că toată lumea întreabă, da, și cum? Eu vreau o dietă personalizată. Toată lumea are senzația că tu ești așa un extraterestru și că nu funcționezi după aceleași reguli. Cumva, personalizarea asta a fost un concept exagerat și greșit înțeles. Până la urma urmei, noi toți cheltuim... Marketing. Exact, noi toți cheltuim sau consumăm în același 4 feluri, da? Noi toți ne îngrășăm dacă mâncăm mai mult decât este necesar și slăbim dacă, adică, legile biologice nu s-au schimbat, sunt valabile pentru toată lumea. Eu am calculat, am conceput aceste diete astfel încât să se potrivească unui număr cât mai mare de persoane. Evident că nimic pe lumea asta nu are adresabilitate generală, adică nu pot să zic, da, toată lumea 100% va slăbi. Sigur că unii vor slăbi mai mult, unii mai puțin și e posibil ca unii să nu slăbească. Dar credeți-mă, nu s-au întâmplat. Eu n-am raportat, nu mi s-a raportat niciun caz de felul ăsta. Oamenii care mi-au scris, da, am slăbit mai puțin sau n-am slăbit, dar nu am respectat, am greșit în fiecare zi, am călcat strâmb o dată la 2 zile. Băi, înseamnă că nu ai ținut programul. Da, exact, adică ei recunosc faptul că nu au respectat programul. Până acum nu am avut niciun mesaj, sub cuvânt de onoare, că n-am cum să vă așa, deci în toți anii ăștia de când fac eu programe de slăbit și am 4 la număr, n-am primit niciun mesaj în care să mi se spună, băi, l-am ținut exact ca la carte și n-am slăbit un gram. Ce mi se pare interesant de menționat este faptul că dacă intrați pe Instagramul lui Carmen Brumă și veți vedea la stories, am văzut că tu pui foarte multe capturi din mesajele pe care le primesc. Am văzut și niște transformări spectaculoase. Îți spuneam ieri că am văzut-o pe o doamnă care s-a transformat, era uluitor, adică într-o poză era într-un fel și în cealaltă poză era fiica celei din prima poză. Da. O să spun și prenumele, Romina. Romina. De obicei, la toate aceste mesaje pe care le primesc, le șterg, adică le pun o linie peste, le șterg numele, le păstrez confidențialitatea, pentru că oamenii aia mi-au trimis mie mesajul, nu vreau să-i pun într-o situație, că aș putea să-i întreb dacă pot să postez, dar nu vreau să-i pun pe ei într-o situație delicată, întrebându-i lucrul ăsta și cumva să zic, păi dacă m-a rugat, hai că accept, dar ei nu se simt, nu s-ar simți confortabil. Și atunci, ca să evit chestia asta, n-ar fi corect din partea mea să le dau numele și le fața. Le pun pe față, pe ochi, ceva ca la televiziune. Da. Și le pun o bandă pe nume, astfel încât să nu fie identificați. Ei, pot să vă spun prenumele, că nu e nicio problemă. Romina o cheamă și a ținut programul meu Intră în rochia de mireasă by Carmen Brumă și în ultimele săptămâni a ținut Intră în rochia de mireasă, a ținut Super Silueta de Plajă. Și efectiv am postat-o și pe Facebook și pe Instagram. Este altă persoană, e transformată total, arată excelent și sunt foarte mândră de ea. Băi, nici nu vă dați seama cât mă bucură mesajele astea. Mie un mesaj din ăsta îmi schimbă ziua, gata. Deci dacă am o zi proastă și am primit un mesaj de ăsta, gata, nu mai... nu te mai înțelegi cu mine. Da, și primesc multe mesaje așa. Cele mai multe sunt postate pe Instagramul meu, pe toate le păstrez. Ce crezi că este diferit la acest program față de celelalte ale tale și acelea eficiente? Cu ce a venit acesta în plus? Are, așa ca diferență între acest program și celelalte, pe lângă ceea ce am spus până acum, că ăsta are 3 mese și nu are gustări decât la capitolul opționale, adică în momentul în care ți-e foame și doar dacă ți-e foame și vrei să adaugi o gustare în anumite zile. Deci asta e, ar fi o diferență, care are 3 mese pe zi și nu are gustări. Apoi, o altă diferență ar fi că antrenamentele sunt un pic mai lungi decât în 3S și au un impact mai redus asupra articulațiilor. Apoi, exercițiile sunt, adică vizează, pot fi făcute de o categorie mai mare de persoane, pentru că nu au acest impact redus asupra articulațiilor, adică cumva tronsonul de vârstă se duce mai mult crescut în sus, da, a mai crescut. Apoi, între ei erau multe țopăieli, ca să înțeleagă toată lumea. Aici e mai subțire cu țopăiele. Exercițiile cel puțin la fel de dificil. Da. Exercițiile sunt mai complexe, la fel vizează zone și calități pe care noi nu suntem obișnuiți să ni le dezvoltăm, să avem grijă de ele, da? Echilibru, lucrează foarte bine zona asta de mediană, core muscles, care susține corpul, e foarte bine lucrată. Apoi mai avem acel antrenament pentru zona pelvină despre care îmi spuneam, foarte important pentru femeile trecute de 25 ani, de fapt pentru orice femeie, pentru că chiar dacă n-ai născut, chiar dacă ai o vârstă fragedă, e bine să începi din timp să-ți lucrezi musculatura respectivă. Am reușit lucrul ăsta, să am cel mai mic preț de pe piață, raportându-mă la produse similare, da? Programul meu este cel mai ieftin de pe piață, la cea mai bună, nu că zic eu, dar la cea mai bună calitate. Da, e un proiect în care eu am o echipă de profesioniști și o echipă, da, investiția financiară a fost una foarte mare și am reușit să-l lansez pe piață la acest preț datorită partenerilor mei. Și ăsta este adevărul, exact, care au crezut și pe care îi găsiți menționați acolo și la finalul cărții. Au crezut în lucrul ăsta și datorită lor eu am reușit să fac acest program, să fac Super Silueta de Plajă by Carmen Brumă, un program foarte accesibil pe care să-l și-l permită oricine. Și pentru că am ajuns la această zonă, aș vrea să abordăm și un alt subiect sau o altă latură a discuției. Sunt oameni care spun, da, uite, mă duc la nutriționist. Nu, mai bine te duci la un nutriționist decât să iau un astfel de program. Eu aș vrea să se înțeleagă faptul că eu nu sunt nutriționist, am studii de nutriție, am studii de sport, am atestate pentru toate aceste lucruri pe care le fac, am diplome, iar produsul meu nu este un produs care să intre în concurență cu serviciile pe care le oferă un nutriționist. Eu am mare respect pentru medicii nutriționiști care își respectă meseria, care înțeleg că în această meserie tu trebuie să fii în primul rând exemplu și că tu trebuie să fii cumva o motivație, dar imaginea ta trebuie să fie exact, să fie foarte... Este ca și când te duci la coafor să-ți facă părul o coafeză care are vârfurile arse. Da, gândește-te că un nutriționist care nu respectă ceea ce spune el, iar lucrul ăsta este vizibil, înseamnă, după părerea mea, un om care nu e foarte credibil. Adică, de ce ai avea pretenția că poți face pentru mine ceea ce n-ai fost în stare să faci pentru tine? Sunt meserii, de exemplu asta, de antrenor, de fitness, de stilist, care necesită, care impun o anumită imagine, care să te reprezinte, care să fie reclama perfectă pentru ceea ce oferi tu. că e simplu, dacă te duci la un nutriționist care nu face sport, care fumează, care are multe kilograme peste greutatea ideală, nu e logic să spui, dom'le, dar de ce nu faci dumneata pentru tine ceea ce zici că faci pentru mine? Și... Păi eu n-am nevoie, da, dar ai nevoie. Exact, adică... nu știi, asta, zice o popa, nu știu ce face o popa. În plus, mersul la nutriționist necesită timp și necesită și bani. De mare. Da, mult mai mult decât ideea este un produs pentru acasă. Un produs pentru acasă sau un nutriționist, niciunul dintre acestea nu îți oferă și motivația. Exact, iar în treaba asta cu slăbitul, partea psihologică, partea de motivație este foarte importantă. Că așa toată lumea știe regulile, că tot alea sunt, adică listele de alimente se învârt în... Sunt trei mari curente în nutriție, adică ori reduci grăsimile, ori reduci... Da. Exact. Nu ai foarte multe variante, nu poți să spui, mamă, ce s-a inventat dieta. Nu, toate sunt reinterpretări. Sunt ajustări așa pe ale anumitor procente. Deci, în chestia asta cu slăbitul, cred că e foarte importantă motivația și foarte importantă partea psihologică. Tu, de fapt, îți dorești un om care să te ajute să duci lupta până la capăt. Și cred că e important să știi că acel om face exact ceea ce trebuie tu să faci. Și cumva trebuie să vezi în el reușita ta sau garanția reușitei tale. Faptul că se poate. Așa cum tu ai reușit dintr-un copil, pot să spun, da, dintr-un copil, dintr-o adolescentă frustrată la momentul respectiv pentru că ajunsese să acumuleze multe kilograme în plus, ai ajuns cea mai cunoscută personalitate de la noi, care face programe de slăbit și care oferă exemplul personal și mai mult decât atât, pe zona de sport de amatori ai demonstrat foarte multe lucruri și asta mă duce la următoarea întrebare. Mai alegi un maraton? Știu că ai alergat și anul acesta și nu pierzi nicio ocazie importantă. Ei, am mai pierdut ocaziile, să știi. Pentru că n-ai avut timp, știu, dar nu ai cum să te desprinzi de povestea asta și de fiecare dată ai rezultate remarcabile. Mulțumesc! Da, e o zonă care îmi place asta cu alergarea și mă duc cu plăcere atunci când pot. Nu mai găsesc motivația pentru a face un maraton. Voi mai face curse. Da. Voi mai face curse din asta pe distanțe mai lungi, dar nu cred că voi trece de 21 de kilometri. Rămâi la distanța, da. Semimaratonul e distanța care mă satisface pe mine din toate punctele de vedere. Recunosc că n-am mai alergat așa foarte cu un scop. N-am mai alergat în ultima vreme, n-am mai alergat cu obiectiv, am alergat doar de plăcere. Nu mai sunt antrenamente intense pentru că, obișnuite. Pentru că lucrul la programul de antrenamente din Super Silueta de Plajă mi-a luat foarte multă energie. Gândește-te că eu vreo 2-3 luni de zile, tu știi, dar le spun celor care ne ascultă, vreo 2-3 luni de zile am făcut zilnic cele 5 antrenamente cap-coadă. În fiecare zi, toate 5. În fiecare coadă, pentru că în fiecare zi cap-coadă, pentru că trebuia să le filmez într-o singură zi și trebuia să le filmez, cum să spun eu, astfel încât să nu se simtă că ele sunt filmate toate într-o zi. Și pentru asta a trebuit, pentru asta a trebuit să mă antrenez foarte bine și să îmi obișnuiesc corpul cu mișcările respective și să știi că am avut rezultate foarte bune pe mine, am observat foarte multe schimbări în bine. Spune-mi, te rog, care este persoana cu vârsta cea mai înaintată care știi că ai cunoștință de faptul că a ținut sau ține Super Silueta de Plajă by Carmen Brumă? L-am lansat destul de recent, n-am monitorizat vârsta persoanelor, dar uite, maica mea maica mea a făcut cu mine exercițiile. Celălalt cobai, da, adică. Da, celălalt cobai, da, pe, ea era exact pentru zona de sus a... Dacă vă imaginați așa niște rotițe cu niște șoricei, niște cobai, mama lui Carmen Brumă, da, maica mea care are, care are 67 de ani aproape. A făcut multe dintre exercițiile astea. Există variante și pentru simplificate, pentru începători la exercițiile pe care eu le-am considerat mai complicate. Am arătat și varianta pentru începători. Și maica mea a făcut variantele astea pentru începători, dar duce un antrenament cap-coadă, sigur, mai... Nu la ritmul meu, control, da, știu eu. La ritmul meu, dar îl duce și îl simte și e foarte eficient. Carmen, te felicit, este un produs extraordinar, este un produs cum nu se mai găsește pe piața noastră, pe care eu l-am comparat și tu știi foarte bine și le voi spune și prietenilor care ne ascultă, l-am comparat cu cele existente pe piața din Statele Unite și mi se pare că spre asta tinzi și acolo ești. Numai că faci lucrurile astea în România și noi ne bucurăm să te avem aici. Și îmi doresc să le fac în continuare. Și eu îmi doresc să le faci în continuare, pentru că eu mă mai îngraș, mai slăbesc și tot așa, deci trebuie să mă țin priză. Mulțumesc din suflet că ai fost astăzi aici. Mulțumesc. Și să ne vedem curând și să mergem în vacanță. Da, hai să mergem și la cafea. Să mergem la cafea, da. Și o salată. Și o salată, da. E lumina bună acolo dacă... Da. Dar nu sunt drăguțe, adică nu mi-aș pune fațe.